Duhului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, iubiți credincioși. Aș începe cuvântul de învățătură cu cuvintele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus duminică apostolilor. Veniți după mine și a continuat și vă voi face pe voi pescari de oameni. Și mă gândesc la acest veniți care îi se adresează tuturor, pentru că ați văzut că în Evanghelia 7-a care s-a citit în această seară, Evanghelia de la Matei, se spune, îi spune acestui om care, vedeți, era păcătos, pentru că el avea o anumită funcție care, această funcție pur și simplu, îl făcea oarecum să aducă un prejudiciu oamenilor din societate. Și spune și acestui om, Matei, de la Vameșuri, zice, vino după mine. Și vedeți că și pe cei păcătoși îi cheamă. Și unde îi cheamă Iisus Hristos? Îi cheamă în împărăția Lui cea cerească. Și oarecum să sădească împărăția Lui cea cerească aici pe pământ, încă din viață, cât suntem în viață. Și de ce spun acest cuvânt? Pentru că unul dintre filozofii creștini vorbea așa de frumos despre noi oamenii, că suntem plante pământești, dar care avem rădăcinile în cer. Și cred că acesta este important să reținem. Noi suntem pe pământ, dar rădăcinile noastre sunt în cer. Și atunci când ne stingem aici pe pământ, când ne topim așa cum se topește iarba, cum se topesc plantele, ele pur și simplu se duc înapoi unde e rădăcina, acolo ca. Ei, noi suntem invers. Noi cădem sus în cer. Noi ne ridicăm înapoi în cer, în Împărăția Lui Dumnezeu. Și acesta ar fi oarecum motivul pentru care Hristos ne cheamă în permanență. Vino. Vino și adu Împărăția Cerilor aici, pe pământ. Vino și tu la rândul tău începe împărăția. Pentru că îi spune la final, n-am venit pentru cei drepți, ci am venit pentru cei păcătoși. Și cred că acest vino care ne cheamă pe fiecare dintre noi, vedeți, avem șansa, noi ca și oameni, să avem în mijlocul nostru îndrumători, călăuze. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a călăuzit. Dar El știa că va pleca de pe acest pământ și ce s-a gândit? I-a chemat pe apostoli și le-a zis, veniți și vă voi face pescari de oameni. Veniți și vă voi face călăuze care îi va conduce pe oameni în împărăția cerurilor. Și știți că este una dintre povestioare și cu siguranță Părintele Claudiu v-a zis-o, că și eu la rândul meu am luat de la el multe din cărțile care au povestioare. Și într-una dintre povestioare ni se spune că un grup mare de negustori, mai de mult, ce s-au gândit să treacă un deșert și să-și ducă marfa dincolo de acel deșert. Era un grup mare și bineînțeles că deșertul, cum știm, este cu multe ispite, cu multe probleme, nisipuri mișcătoare, oazele doar din loc în loc. Ei știind că n-au cum să treacă acest deșert sau prin acest deșert, ce se gândesc ei? Să ne luăm o călăuză. Să angajăm o călăuză. Ei și-au angajat o călăuză acești oameni și această călăuză i-a dus cu bine, știa toate locurile, știa toate locurile primejdioase, știa locurile unde oază de apă și a condus cu bine până într-un anumit loc. Au dat de niște indigeni din zona respectivă, oameni care erau ai locului și aceștia au spus, nu vă lăsăm să trecem. Acum la noi există o sărbătoare cu luna plină, aveau aici o sărbătoare specială și aveau acolo un zeu din piatră făcut și ziceau așa, nu vă lăsăm să trecem decât dacă sacrificăm pe unul dintre voi. Și atunci toți ei, ca și negustori, cunoscându-se de atâta timp, ce-au zis între ei? Ei, pe cum să mergem noi, care suntem atât de mult de atât de mult timp prieteni, s-au gândit să sacrifice călăuza. Și bineînțeles că i-au sacrificat călăuza
Și atunci acești oameni care i-au oprit în acel loc, zice, da, vă dăm drumul să mergeți mai departe. Dar întâmplarea, ce se întâmplă mai departe, au rămas fără călăuză și ei au murit rând pe rând în acel deșert, în primejdiile care au fost acolo. Cât este de important să avem o călăuză? Cât este de important să avem un preot care ne călăuzește spre Împărăția Cerului? Un episcop? Cât este de important ca noi să ascultăm glasul Mântuitorului Iisus Hristos? Cât este de important ca noi, care suntem, așa cum zice, noi care pe Heruvim cu taină închipuim, noi care trebuie să lăudăm ca și îngeri din cer pe Dumnezeu, la rândul nostru trebuie să ascultăm de cineva care ne călăuzește spre Împărăția lui Dumnezeu. Și în această rugăciune pe care am rostit-o împreună astăzi, gândindu-mă la acest vino, mi se adresează, să știți, tuturor. Nu numai preoții au datoria de a fi oameni care duc mai departe mesajul lui Dumnezeu, ci și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, pentru că de aceea ne zice Mântuitorul Iisus Hristos, ca văzând oamenii faptele dumneavoastră cele bune, să laude pe Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să fiți o lumină în lume, să luminați așa cum luminează Hristos. De aceea ne și numim creștini, pentru că suntem purtători ai numelui lui Hristos și ca purtători ai numelui lui Hristos în lume, trebuie să ne comportăm ca și Hristos. Să avem iubirea Lui, să avem bunătatea Lui, să avem tot ceea ce El ne-a lăsat ca și învățământ aici pe pământ. Și ați văzut cât de frumos ne-am rugat în această seară și mai bine zis rugăciunea a șasea, în rugăciunea a șasea, există așa de frumos cuvintele pe care le spune rugăciunea și spune așa, pentru ce ne-a rugat noi în seara aceasta? Și spune, Doamne, treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ți-mite rău toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci. Și mai departe. Gura lor o umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că Tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte le veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri. E ce vreau să vă zic? Ați văzut cât de frumos zice aici. Picioarele lor le îndreptează spre vestirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Să știți că sunt încă oameni pe pământ și mulți, și printre noi, în societatea în care trăim, care încă nu-L cunosc pe Hristos. Și dacă nu-L cunosc, fiecare dintre noi, prin comportamentul nostru, prin cuvintele, prin dragostea care o avem, să le demonstrăm că există un Dumnezeu al iubirii. Și m-am gândit cum lucrează Dumnezeu în viețile fiecărui om. Dacă vă aduceți aminte, Sfântul Apostol Pavel, când îl prigonea pe Hristos, este răpit. Orbit și răpit în cer. Și de ce vă zic acest exemplu? Pentru că astăzi am fost la o mormântare. Am fost la o mormântare a unei doamne de aproape 105 ani. Mai avea doar o lună jumate și ajungea la 105 ani. Și doamna respectivă a fost atee convinsă. Nu credea în Dumnezeu. Și ce îi se întâmplă? Una dintre elevele ei, ce s-a gândit? Hai să o duc și pe doamnă la mănăstire la Nicula. A dus-o la mănăstirea la Nicula și aceasta, în felul ei, stătea afară pe o bancă și se uita cum cântă păsărelele. Se auzea slujba din biserică. Până la urmă, această doamnă o cheamă înăuntru și zice, doamna profesoară, vă rog să veniți înăuntru. Era profesor universitar. Și doamna respectivă a intrat în biserică și îmi povestea, că mie mi-a povestit acest lucru personal. Îmi povestea așa, ce părinte am intrat, m-am uitat acolo la picturi, am ascultat cum cântă în biserică, dar am zis, n-am nimic eu cu acestea, stau liniștit. Ea stătea liniștită și se uita. Dar părinte, zice, la un moment dat, mi s-a închis vederea, n-am mai văzut nimic în fața ochilor mei.
auzeam tot ce se întâmplă în jurul meu, n-am mai auzit nimic, n-am mai văzut nimic după aceea, n-am mai văzut și nici n-am mai auzit, dar ce am auzit un glas. Un glas care nu era de aici, de pe pământ, și a spus, Babo, tu nu înțelegi că eu exist? Pentru că eram în vârstă. Și așa a zis, Babo, tu nu înțelegi că eu exist? Ce părinte, în momentul ăla, mi s-au tăiat picioarele. N-au trecut decât câteva secunde și după acele câteva secunde mi-am revenit total, am văzut, eram în mănăstire și acest moment a fost momentul de întorsătură, momentul în care ea a fost chemată la Hristos. Ei, m-am gândit de multe ori cum îi cheamă Dumnezeu pe fiecare om și cum are o rânduială cu fiecare om. Pe fiecare om îl cheamă într-un anumit fel. Și de aceea ea a mai avut o experiență înainte de acest lucru. Ea a avut o moarte clinică și ne-a povestit și în momentul morții clinice. Dar atunci încă era așa, 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 nu știa să creadă, să nu creadă. Și în această moarte clinică, să știți că ea mi-a spus, am murit, părinte. Știu că eram pe patul de spital, am murit. În momentul în care am murit, m-am simțit că mă ridic deasupra trupului meu, mi-am văzut trupul pe patul de spital, am văzut cum vin asistentele și medicii să mă resusciteze, am văzut totul. Și bineînțeles, spune, părinte, mă ridicam, eram tot eu, dar mă ridicam deasupra. Și vedeam o lumină atât de frumoasă. Și mă îndreptam spre acea lumină. Și eram atât de ușoară. Și mă gândeam, ce bine să fii în starea aceasta. Ei, bineînțeles că Dumnezeu oarecum i-a dat viața înapoi, pentru că au resuscitat-o cumva după o anumită perioadă de timp. Ea își revine, dar a durat destul de mult, pentru că ea a fost declarată în moarte clinică. Își revine cumva, medici au reușit cumva să o resusciteze după o perioadă lungă de timp, dar a spus în felul următor, nu mi-am putut închipui că este atât de frumos și atât de ușor să te ridici spre lumina cerească. Și atunci să ne gândim ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi, această ușurătate, această lumină, pentru că Hristos ne-a spus, eu sunt lumina lumii, cel ce crede în mine nu va muri, ci va avea viață veșnică. Aceste cuvinte vi le-am spus tocmai cu acest gând. Doamna mi-a rămas așa în suflet, în sufletul meu, pentru că viața ei a fost de 105 ani și chiar un vorbitor aseară de la, când am fost la slujba de priveghere, a spus, Doamna a reușit să-i fure lui Dumnezeu câțiva ani. Și e frumos așa, să fur lui Dumnezeu câțiva ani. Cred că era singurul furt care a fost plăcut lui Dumnezeu, pentru că ea, să știți că după aceea l-a mărturisit pe Dumnezeu cât a putut de mult. Și a oferit din pensia ei, o dădea tot ce avea din pensia ei, îi dădea totul bisericilor. Și vroia ca ea să-și aibă un bagaj puternic când merge sus în Împărăția Cerurilor. Și de aceea zic, vedeți cum Dumnezeu ne cheamă? Și zice, vino. Dar acest vino este în mai multe feluri. Și fiecare îi se adresează așa cum știe el. Și cum știe că e mai bine pentru fiecare dintre noi. Dar am considerat necesar să vă spun acest cuvânt despre această femeie, tocmai să știm, poate că unii suntem chemați și Dumnezeu ne-a făcut să fim drepți. Cum zice Hristos, n-a venit pentru cei drepți, ci pentru că cei drepți deja moștenesc Împărăția Cerurilor. Ce-a venit pentru cei păcătoși ca și pe ei, să-i chem în Împărăția mea cea cerească. Aș vrea să îi mulțumesc Părintelui Claudiu pentru această seară și aș vrea să vă încredințez și pe dumneavoastră. Așa cum Mântuitorul a lăsat apostolii și i-a chemat la propovăduirea cuvântului Evangheliei și pentru că i-a chemat pe ei, după ei au venit episcopi, au venit preoți. Aș vrea să vă încredințez că dumneavoastră aveți un preot deosebit. Și aveți o călăuză deosebită care vă conduce cu adevărat spre Împărăția Cerurilor. Și sunt puțini care doresc ca dreptatea, cu puțini preoți care doresc ca dreptatea și adevărul să fie așa cum își dorește Părintele Claudiu. Nu vreau să-l laud. Că n-am niciun cuvânt de laudă. Întotdeauna i-am spus
că mi-a plăcut ceea ce face și îmi place și toate acțiunile pe care le-a făcut. Îmi place că a scos acea carte, că a scos la iveală poveștile celor care au trecut prin experiențe neplăcute. Și cred că acesta este cel mai frumos lucru. Să aduci oameni care au trecut printr-o experiență neplăcută, să mărturisească în fața ta și prin această mărturisire, bineînțeles, să te folosești și tu ca să poți să te apropii de Dumnezeu. De aceea, cu acest cuvânt aș vrea să închei. Să nu lăsați pe Dumnezeu. Vă chemați și vă cheamă în permanență, veniți. Dacă a zis să-i chemăm pe cei păcătoși, cu siguranță fiecare dintre noi avem păcatele noastre, mai mici sau mai mari. Și dacă ne zice Hristos, vino, veniți, și ați văzut taina Sfântului Mazul ce face. Aduce tămăduire și vindecare sufletească și trupească. Amin. Să ne ajute Dumnezeu.